închinăm în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Și vă spun și vă salut cu toată inima și cu toată ființa mea, Hristos a înviat. Și slăvit să fie Domnul. Cred din toată inima că pentru toți cei prezenți aici, Domnul Iisus a înviat. Cred din toată inima că fiecare persoană din locul acesta a avut și are inima deschisă pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Evanghelie. Căci altfel nu am fi în locul acesta. Și cred că și Hristos a înviat în inima fiecăruia dintre voi, pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu prin marele om, Apostolul Pavel, scrie Corintenilor și Timișorenilor, că dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este credința voastră. Avem motiv să credem că a înviat Hristos? Avem. Avem motive să avem căci Dumnezeu ne iubește pentru că a dat pe Domnul Iisus să moară pe cruce și apoi să învie după 3 zile pentru mine și pentru tine și pentru mântuirea noastră? Avem motive să credem că sângele Lui ne-a curățit de vina păcatelor noastre. Și în felul acesta noi trăim pe acest pământ cu o speranță, cu o dragoste și o bucurie, căci a venit în Ierusalim acum 1 săptămână după calculele calendarului ortodox și după cum aniversăm, a venit un mântuitor care a intrat cu multă dragoste, cu multă iubire pentru cei de acolo și pentru noi, ca să-i deschidem inima și să intre în inima fiecăruia dintre noi. Acesta e motivul că noi credem din toată inima și suntem convinși că și Hristos a pătimit și a înviat 3-a zi ca noi să avem mântuirea. S-a dat o provocare duminica trecută și cred că vă amintiți și cred că aș și pus-o în practică, să ne străduim să citim de la intrarea în Ierusalim în fiecare zi treptele prin care a trecut Domnul Iisus, chinurile, necazurile, problemele care le-a avut de întâmpinat până în ziua de azi a învierii. Și putem spune că după intrarea în Ierusalim, când erau atâtea ovații și osanale ridicate și spuse la adresa lui, iar Domnul stătea și privea și gândea ce bine ar fi dacă și inima voastră ar fi la fel cum este gura. Și spunea fratele Mircea că măgărușul pe care era, mergea totuși cu capul în pământ. Era rușine la măgăruș de ceea ce fac astăzi cei care se pretind că îl slăvesc, aduc osane lui Hristos, parcă știa ce vor face peste câteva zile. Îl vedem pe Domnul Iisus după intrarea în Ierusalim, că are o părtășie mai aparte cu ucenicii, are o stare mai apropiată de inima lor și vedem pe Domnul Iisus că le vorbește despre moartea și învierea sa. Lor, ucenicilor și femeilor care erau în jur și oamenilor în general. Dar oamenii n-au înțeles nimic și n-au ținut cont de lucrul acesta. Ce vrea să spună Domnul, chiar dacă avertizează în felul acesta,
ce vrea să însemne asta? Și nici nu i-au pus întrebări să vadă ce s-a întâmplat. Apoi le vorbește Domnul Iisus ucenicilor în această săptămână care a trecut despre lumina care o vor avea doar puțină vreme între ei, mai câteva zile. Adică Iisus, lumina va ajunge să fie luată de la ei. Și ucenicii nu înțeleg nici lucrul acesta. Ioan ne spune despre Domnul Iisus ne spune, zice în Ioan, eu am venit să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Doamne, cât de mare întuneric a fost pentru ucenici! Doamne, cât de închiși le erau ochii și cât de închisă le era inima, pentru că pentru ei încă nu sosise ceasul să înțeleagă. Apoi vedem pe Domnul Iisus stând la cina cea de taină cu ucenicii. Îl vedem pe Domnul Iisus stând și spălându-le picioarele ucenicilor și toți se întrebau și se mirau cum se întreabă astăzi cum de papa spală picioarele enoriașilor, cum de preoții noștri astăzi episcopi au început să pună în practică și ei, cum spală un om de rang înalt picioarele unui om de rând. Și Domnul Iisus a făcut lucrul acesta cu toată dragostea și a vrut să le arate ucenicilor că îi iubește și că îi vrea mântuiți. Apoi vedem că la această masă Domnul Iisus vrea să-i facă să înțeleagă și le descoperă că între ei este un vânzător. Și ucenicii nu pricep deloc și își pun întrebarea, eu, Doamne, dar eu sunt, fiecare se întreabă. Cât de bine știa Iuda lucrul acesta și cât de tăcut și cât de mârșav își duce la îndeplinire planul care îl avea. Apoi le spune Domnul Iisus ucenicilor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi, pentru că veți rămâne singuri și veți avea nevoie unul de altul și veți avea nevoie să trăiți în unitate, străduiți-vă și iubiți-vă unii pe alții, pentru că eu așa v-am învățat, le spune Domnul Iisus. Și nu înțeleg ucenicii nici lucrul acesta. Apoi vedem că înștiințează pe Petru și îi spune, când Petru face pe viteazul și se bate cu pumnul pe piept și îi spune Domnului Iisus, nu te voi părăsi, până la cap în marginea pământului vor merge cu tine, Doamne. Și Domnul îi spune, o, Petre, ce ușor vorbești, nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu te vei lepăda de mine. Și Petru, nu, Doamne, eu așa ceva nu mai voi face, nu voi mai face. Apoi Domnul Iisus începe să-i îmbărbăteze și le spune să nu li se tulbure inima, pentru că vă aduc o promisiune și vă spun, dragii mei ucenici, că mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și ucenicii nu înțeleg nici lucrul acesta. Apoi îl vedem pe Domnul Iisus că face, prăznuiește împreună cu ei, cu ucenicii, prăznuiește Paștele. Se duce și vrea să le arate și de această dată că el va fi cel care va trebui să fie mielul pascal. Și ucenicii nu înțeleg. Apoi se duce Domnul Iisus sus pe munte să se roage, tot în această săptămână care am numit-o săptămâna patimilor. Și vedem că le spune ucenicilor, aveți grijă,
privegheați și vă rugați într-una. Și de trei ori vine Domnul Iisus la ei și de trei ori îi găsește dormind. Nici nu se gândeau ce înseamnă vegherea, nici nu se mai gândeau că le trebuie rugăciune. Și stau atât de nepăsători în trupul acesta atât de slab. Apoi vedem că Domnul este în grădina Ghețimanii și este prins de soldați romani și luat ca cel mai mârșav, ca cel mai mare criminal, ca cel mai mare hoț, ca cel mai mare bandit care ar fi făcut nu știu câte crime, este luat de către soldații romani. Apoi îl vedem pe Petru, căci în fața unei slujnice să leapă și spune: eu nu-l cunosc pe omul acesta și nu-și mai amintește ce îi spusese Domnul că va face. Să leapă de trei ori. Și abia trei ori când cântă cocoșul, Petru își amintește: Iisus mi-a spus lucrul acesta. Eu unde am fost cu mintea mea? Unde a fost inima mea? Cum am putut să fiu așa? Și plânge Petru cu amar și suferă pentru ceea ce a făcut. Apoi îl vedem pe Domnul Iisus dus în fața marilor judecători, a marilor preoți, Ana și Caiafa, apoi în fața lui Irod. Doamne, ce judecată strâmbă și mârșavă știu să facă oamenii! Apoi îl vedem pe Domnul Iisus dat pe mâna iudeilor, celor care strigau cu o săptămână în urmă: Osana, bine este cuvântat, plecăciune ție, scump mântuitor, scumpul nostru conducător, ai venit să ne eliberezi. Și aceștia spun acum: răstignește-l, răstignește-l, dă-ne pe Baraba, dă-ne criminalul jos din închisoare și bagă-l, pune-l pe cruce pe acesta, ăsta merită să moară, nu Baraba, criminalul. Apoi îl vedem pe Domnul Iisus sus pe cruce și ucenicii spăniți unde? Ucenicii toți sunt prăștiați. Nu știau încotro să se fugă și pe unde să se mai ascundă. Singurul lui Ioan, care stă cu Domnul Iisus și la picioarele crucii lui, alături de Maica lui, Sfânta Fecioară Maria, și cealaltă Marie și Salome. De ce? Pentru că ăștia suntem noi oamenii, uituci ușor, slabi în credință. Firea noastră pământească ne atrage mai mult și ne face să fim mai aproape de lucrurile materiale și de ce sclipește decât de Dumnezeu. Și în felul acesta uităm că avem un suflet, uităm că pentru asta s-a adus o jertfă, uităm că pentru noi a venit Domnul Iisus să sufere pe cruce și a înviat a treia zi promițând ucenicilor că mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo sunt eu, să fiți și voi cu mine, să fie omenirea întreagă care vine la picioarele crucii. Lucrurile acestea se înțeleg atât de puțin și în ziua de astăzi. Oamenii stau atât de indiferent și astăzi și învierea Domnului Iisus nu-i cunoscută de majoritatea oamenilor. Oamenii cântă și au cântat și azi noapte: Hristos a înviat, dar pentru ei Hristos este tot mort. Oamenii au cântat și spun pe stradă, se salută: Hristos a înviat, dar Hristos nu-i nici unde, nici cel puțin în jurul lor, pentru că ei îl alungă. Oamenii fără frică de Dumnezeu, fără respect de cei din jur, nu pot să-L primească pe Hristos ca Mântuitor și ca Domn. Aceștia suntem noi. Și atunci vine cuvântul și ne spune
ce s-a întâmplat în ziua învierii. Sfântul Evanghelist Marcu spune în capitolul 16: după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomeie au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și când s-au ridicat, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El i-a zis: nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu mai este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum s-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă, și n-au spus nimănui nimic, că se temeau. Slăvit să fie Domnul. Vedem trei femei care singurele din toată Iudeea își amintesc și vor să facă ceva pentru Domnul. Vrea să ungă trupul Domnului, vor să fie lângă Domnul acolo la mormânt, vor să aibă pe Domnul Iisus în continuare în inimă și în viața lor. Întrebarea mare și grea, fără răspuns, era: cine ne va prăvăli nouă piatra? Și totuși, când se uită, văd că piatra e prea prăvălită. Intră înăuntru și din nou o altă dezamăgire după darea pietrei la o parte. Nu-i Iisus. Iisus nu-i mai aici. Ce s-a întâmplat? Și iar o altă nebulozitate în mintea lor, și altă întrebare, și altă durere, și altă apăsare. O minte uitucă, cum este și mintea noastră, nu mai ține minte și nu mai ține cont că doar cu câteva zile Iisus spusese că El va trebui să moară și a treia zi va învia. Și atunci le răspunde și le spune: dar nu vă amintiți că v-a spus că El va învia? O, uitucele de noi, într-adevăr așa este. Doamne, cât de ușor uităm noi lucrurile importante, lucrurile care țin de mântuirea noastră, lucrurile care țin de partea spirituală și duhovnicească. De ce? Pentru că credința este slabă. Suntem slabi în credință. Cuvântul ne spune: luptă-te lupta cea bună ca un bun ostaș al lui Hristos. Luptă-te pentru credință, frate Ionică. Luptă-te pentru mântuire, frate și soră. Să luptăm pentru mântuirea sufletului nostru. Căci Hristos a înviat și este sus în cer și ne așteaptă pe fiecare ca să ajungem acolo. Vedem aici primul Paște sărbătorit, care pe oameni îi place să fie goi, pe oameni a făcut atunci și îi face și astăzi să fie indiferenți, pe oameni îi face acest Paște mai mult să se îmbuibe și să aibă partea materială. De ce? Pentru că dragostea curată, dragostea sinceră pentru Hristos este tot mai slabă. Dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu, interesul pentru mântuirea sufletului este tot mai slabă. Am vrea să înțelegem că o mare bucurie umple inima tuturor celor ce cred, cât ar fi de fricoși, cât ar fi de slabi. Bucuria învierii Domnului trebuie să ne umple inima și trebuie să ne facă niște oameni transformați
niște oameni noi, niște oameni care într-adevăr să-L avem pe Hristos în viață, să trăim cu Domnul Iisus și să ne bucurăm de această înviere și pentru noi Hristos să fie înviat și niciodată mort. Căci dacă va fi mort, înseamnă că e mort din cauza păcatelor noastre. Să înțelegem că și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare la dragoste și fapte bune, la o credință statornică în cuvântul lui Dumnezeu și cu Domnul Iisus împreună. Sfântul Apostol Pavel scrie Efesenilor: mă rog ca Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duh de înțelepciune și cunoaștere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să vă lumineze ochii minții și a inimii pentru a pricepe și înțelege jertfa și învierea Domnului Iisus. Fără o minte sănătoasă, fără o inimă deschisă, fără dragoste și iubire, noi nu vom înțelege niciodată nimic din ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Dumnezeu nu vrea să rupă relația cu noi nici atunci când cădem, când avem probleme, atunci când ne îndepărtăm de El. El vrea să ne ridicăm și să mergem în continuare cu El. La crucea Lui mai este loc. Este o cântare care spune: mai este încă loc la cruce și pentru tine, dragul meu, și pentru tine și pe Golgota muri Fiul lui Dumnezeu și pentru noi s-a adus o jertfă și pentru noi a înviat Hristos, pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute ca lumina învierii să pătrundă fiecare inimă din locul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu să fie pentru noi rana sufletească și învierea lui Hristos să ne fie fiecăruia de folos. Amin. Slăviți să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.